Ok, păi salutare și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de Need for Speed după Payback, mă băieți. Hai să mergem să mai facem o cursă, să mai strângem niște bănuți cu mașinuța noastră super bușită din episodul trecut, să ne dăm un pic telefonul pe silențios și să vedem care este treaba, poate reușim totuși să facem o mare cursă. Până ajungem noi acolo, eu vă sfătuiesc să apăsați acolo în forță butonul de like, să facem multe, multe, multe like-uri, să distribuiți videoclipuri, să vă abonați dacă cumva n-ați făcut-o și să vă uitați la tot clipul pentru că merită. Uite, 202 km, ia să vedem, putem să facem 202 km aici, 198 am făcut. E bine. A, gheț 290, ai că mă uitam la ce scrie acolo și m-am bușit tare rău de tot. Bun. Target 226, hai că avem targetul dacă e bun. Acum începem speedrun-ul. Hai să vedem dacă putem să trecem printre mașini și printre astea. Ajungem la finish cu mulți, mulți kilometri la oră. Dar avem cam puțin kilometri la oră pentru asta. Nu știu, nu înțeleg. Nu înțeleg cu mine, mi-apare că am câțiva kilometri la oră acolo, dar nu, n-am reușit. Am ratat și checkpoint-ul, n-are nimic, asta e. Mergem în continuare să facem mare nebunie. Hop, hai că m-am bușit de băiatul ăla, cred că avea un BMW ceva. I-am dat cu lovitură mare la BMW. Vreau să cumpăr o mașină, dar costă destul de mulți bănuți de ăștia și trebuie să facem mulți bănuți în forță. Ok, 171 de kilometri, am mai primit niște experiență, ceva, să facem level. Și ajungem imediat aici la... Ui, ce era să mă bușesc de băieți ăștia de aici. Ajungem imediat aici la race. Ok, change car. Hai să ne luăm mașina. Să luăm, ce să luăm? Să luăm pe ăsta? Hai că luăm pe ăsta, dar nu știu. L-aș lua totuși BMW-ul. Să văd dacă mă lasă să intru cu BMW-ul în cursă. Hai că mă lasă. E bine că mă lasă. Acolo e doar mașina recomandată, gen. Hai să nu punem niciun pariu că dăm decline. Că nu vreau să pierd bănuți prețioși pentru că am pus un pariu și n-am înțeles care e treaba cu pariurile. De fapt, acum era momentul potrivit să vedem care e treaba cu pariurile. Dar ce mai contează? Go! Hai să vedem, îl batem pe El Coco și pe Azteca. Calaca, toată lumea. Bă, băieții ăștia cred că și-au upgradat cumva mașinile sau ceva. Bine, aș fi putut să fac și eu lucrul acesta, dar nu vreau să cheltui banii. Vreau să încerc prin skillurile mele de șofer profesionist să câștig acest eveniment. Să ne ducem frumos după băieți. Uitați, deci, gen, mașina noastră este pregătită pentru asemenea curse, dar trebuie să fim și noi pregătiți cu skillurile noastre. Și eu cred că o să reușesc să iau cursa aceasta din prima. Voi ce spuneți? Lăsați chiar acum în secțiunea de comentarii părerea voastră despre cum conduc eu pe acest joc. Eu zic că mă descurc relativ bine. Iați, băieți, sunt în spatele meu, suntem pe locul 1. O să mă uit să văd cum pot undeva din setări, dar m-am mai uitat și n-am reușit să-mi schimb numele, să nu mai fiu Tyler și ce nume mai dau ei pe acolo, că vreau să fie numele meu. Hei, poliția! Sper să nu mai ia poliția, atât îmi doresc. Îmi apare ceva sigur dacă mă lua poliția. Deci momentan este bine. Hai să dăm cu nos să scăpăm de ei. Poate a luat poliția pe altcineva mai din spate. Să ne lase pe noi în pace polițiștii, că nu avem nimic personal cu ei. Bun, ce-am crezut că ratez checkpoint-ul, mă, băieți. Hai că ne-am dus bine. Am luat-o oarecum pe scurtătură. Oh, ce mișto se auzea în tunel. Nu știu dacă ați auzit și voi, dați înapoi dacă n-ați auzit cum se aude sunetul motorului în tunel acolo. Se aude blană rău de tot. Băi, 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 vine cineva. Bă, maldad, ce-ai făcut, John? M-ai întrecut? Mai lei încă un kilometru și... Deci nu pot să cred. Deja ne-a întrecut cineva. Ok, mașina noastră parcă nu trage, nu știu, n-am înțeles prea bine. Merge mașina, dar parcă nu merge suficient de tare și nu înțeleg de ce. Mai puțin de 500 de metri. Hai, 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 știu că pot, știu că pot. Haide, haide, haide. Haide. Mamă, mamă, l-aud în cască. Bun, event complete. Am trecut, ce bine, mă, băieți, că am trecut cursa asta. Ia să vedem cât am primit. 14.000. E bine, $14.000 pentru o cursă ilegală. E forță. De fapt, cred că cursele astea sunt legale sau ceva. Ok, hai să o alegem pe asta, că am ales în dreapta, doar în mijloc și acum am primit turbo. Bun, pentru frâne sau pentru ceva? Nu știu, dar echipăm mașina. O echipăm pentru că merită. Ok. Hai să mergem repede, repede să mai facem misiunea aceasta. Bun, dăm pe mapă frumos și ne ducem înapoi
Sprint Race. Aici? Nu, nu, nu aici. Aici făcusem noi sprint race-ul nostru. Ok, haideți să ne întoarcem, o să mergem pe câmp când v-am obișnuit, să ajungem mai repede ca să nu vă plictisesc prea mult. Și să vedem cât primim. Gen, după ce termin toată seria aceasta de curse, tocmai atunci o să vreau să-mi cumpăr o mașinuță, că poate atunci o să-mi dea curse mai grele și așa mai departe. Da, ne trimite înapoi. Bine, este și normal să ne trimite înapoi. Să vedem, poate putem să facem și speed trap-ul acesta. Nu o să bag nos ca să pierd controlul, o să merg chiar în acest fel. Ne-a scăzut cumva viteza, dar dacă dăm cu nos nu ne crește viteza, gen trebuie să facem viteză fără nos, din câte am înțeles eu. A, că m-am dus bine, am făcut și viteză, am făcut de toate. Fii atent la drum, nu mai fii atent la toate prostiile. Gen, cred că e media de viteză sau ceva, eu trebuie să-mi cresc viteza, media de viteză. Să merg mai mult timp cu o anumită viteză ca să pot să iau speed-ul acesta. Am înțeles oarecum cum stă treaba. Bun, hai că am pierdut. Măcar am luat în drift 6.000 de puncte de experiență. Doar ne-am abătut de la drum. Hai totuși să nu ne mai abatem de la drum, să ne ducem fix pe acolo pe unde trebuie. Uite, cred că putem să mergem și pe aici dacă ne chinuim un pic. Da, am reușit. Și să facem și a doua cursă pe acest episod. Și poate mai vedem pe undeva vreun chips din acela, să luăm și noi mai multe chipsuri din cele 100. Aș vrea să le găsesc fără să mă uit pe internet, dar cred că e un pic cam complicat din punctul meu de vedere să facem asta. Bun, hai că am controlat bine aici situația într-o curbă oarecum periculoasă și cu o mașinuță pe traseu și cu tot ce trebuie. Speedrun. Ok, hai să vedem cât am intrat, cu 200 și ceva de kilometri. Ar fi bine să ne menținem viteza. Ia să mă concentrez eu un pic. Băi, dar uite, când scade viteza, oare de ce? A, bun, acum a crescut. Este viteza medie, să înțeleg. Am dat un pic de nos, să ne mai crească un pic viteza. Am mai dat un pic de nos și acum am intrat în tunel. Ia, auziți aici. Uai, cum se aude. Mai dăm un pic de nos, gata, 207 km, 3 steluțe direct. O steluță? What? Dar de ce? De ce doar o steluță? Bine, n-am înțeles prea bine, măcar am ajuns aici la cursă. Change car? Ce? Iar ne pune să alegem mașină? Aba, nu, nu, nu ne pune. Hai să pariem și hai să plasăm și un pariu acum. Să vedem, poate câștigăm. Băi, dar n-am fost atent din nou la pariuri. Hai că e bine. E bine rău, ce să zic. Ce Mustang are băiatul ăsta din față, calaca, bă. Bine, a fost mereu. Băieții ăștia, văd că mereu facem cu aceiași băieți cursele. Băi, îmi place mașina asta din spate, de la Venado. E drăguță. Dar tot BMW-ul nostru e forță, am câștigat atâtea curse cu el până acum, de ce să nu mai câștigăm? Bun, suntem pe primul loc, 4,5 km în acest moment. Hai să... Uai, ce mi-a stat inima, boșilor, am crezut că gata, ne-a prins, că am făcut mare prostie. Ok, drift frumos, cum ne place nouă, e bine, avem avantaj destul de mare față de băieții din spatele nostru. Dar nu știu care este faza cu pariurile astea, nu, n-am înțeles eu prea bine, trebuie... Au! Au, 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 pariurile astea ne omoară! Bun, măcar nu suntem pe ultimul loc, am avut avantaj destul de mare față de băieți. Hai să ne ducem. Băi, e aceeași cursă? N-am înțeles, e aceeași cursă sau cum? Sper să nu mai ia pe mine poliția asta. O, dar ce viteză are și poliția, s-a terminat. A căzut de pe hartă poliția. O, ce bine. Băi, lăsați-mă în pace polițiștilor. Băi, aceeași cursă, nu înțeleg de ce. Chiar nu înțeleg. Ok, sper totuși să facem, nu știu, sper să-mi completeze gen a treia parte din cursă. Că am mers prin același loc, dacă stau bine să mă gândesc. Și nu mi se pare ok deloc. Bun, trebuie să ne urcăm pe aici, pe sus. Că pe aici, da, este exact aceeași cursă, deci nu pot să înțeleg de ce. Dar parcă n-am dat fail. Băi, băiatule, ce faci? Aole, stai că ne întrec băieții. Ne întrec băieții și nu ne dorim acest lucru. Ok, dăm viteză, am evitat un accident mortal, dacă mă credeți.
Uita, și am terminat cursa. Bun, first place. Finish time, cred că este mai mare decât celălalt finish time-ul. Ok, target results, you won. Ok, am câștigat. Bun, am câștigat și bonuții pentru pariu. Din nou, 12.600. Cred că ne-a dat aceiași bani. Am primit și ceva experiență. Ok, deschidem cardul din mijloc. Jump, am primit 7 jump, e bine. Hai să-i dăm trade. Ba nu, de fapt, sending garage. Gata, ne-am dus în garaj. Ok, deci am refăcut cursa, nu înțeleg de ce. Bun, hai că o să verific acest lucru. O să mă duc înapoi să văd care-i treaba. Dar ce este aici, un garaj? Ia să vedem, stați un pic să... Să intrăm în garajul acesta, să vedem care este treaba aici. Poate putem lua și noi ceva din garaj sau poate ne putem modifica mașina cumva pe gratis. Să intrăm pe aici, cred, trebuie. Da, ia să vedem. Este un shop aici. Ah, tuning shop! Bombă, got it! Bun, ia să vedem ce putem să ne băgăm aici pe BMW-ul nostru. Da, băgăm acest lucru. Costă 14.000. Să ne upgradăm mașina? Hai să o upgradăm cu 14.000. Ne băgăm și evacuări tot 14.000. Bun, hai că ne tunem mașina acum. Bun, ce ne dă capacitate de nos? Hai să băgăm și pe aceasta. Hai să facem mașina asta cât mai bună. Să-i băgăm și turbo, de ce nu? Dar ce mai putem băga la mașina noastră? Ne scade aici din chestii. Nu vreau să scadă nimic, vreau doar să crească capacitatea mașinii. Bun, cam asta putem băga pe mașina noastră. Momentan este suficient. Bun. Păi am tunat și mașina boșilor. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să vă abonați acolo în forță, să postați în secțiunea de comentarii și să apăsați butonul ăla de like să facem cât mai multe like-uri, boșilor. Până data viitoare v-am salutat. Re!